Industria Horeca la fiecare val a avut supărări și nu era mulțumită. Și am înțeles cu toții, a înțeles și guvernul, a înțeles și toată lumea. La acest moment, industria Horeca funcționează mai departe. Nu s-au închis restaurantele, nu s-au închis cafenelele, nu s-au închis hotelurile, dar s-au pus niște reguli. Industria Horeca trebuie să înțeleagă că dacă acest lucru nu se făcea în acest mod, în această fază se ajungea la închidere. Dar nu s-au închis. S-au pus niște reguli. Dacă industria Horeca vrea să ne spună acum că să lăsăm și la 10 la mie situația, că ei să facă toate conferințele și cursurile și totul, business as usual, cum se spune, adică activitate cum se întâmplă în fiecare zi, înseamnă că noi nu vom controla situația niciodată.